Fraților, după nenumărate ore pierdute uitându-mă la CSI, Sherlock, Dexter, Criminal Minds și altele, am făcut o listă cu 10 ponturi pentru a comite crima perfectă. Dacă vrei să fii absolut sigur că scapi nepedepsit, atunci ucide-ți victima folosind cea mai tare armă, timpul. Așteaptă suficient timp și moare de bătrânețe. Am aplicat planul ăsta pentru Iliescu, Vișinescu, Vadim și tanti de la cofetăria din colț. Dacă te mănâncă în cur și nu ai nici măcar un pic de răbdare, uite 10 chestii importante pentru a scăpa nepedepsit. Pe locul 10, ADN și amprente. Sigur, chiar și un pensionar fără experiență care n-a văzut decât verdict crimă în reluare pe Acasă TV știe că nu trebuie să lase amprente sau ADN, dar e mai ușor de zis decât de făcut. ADN-ul îți cade constant de pe corp. Poate fi într-un fir de păr dacă firul are și rădăcina intactă. Poate fi o bucățică de piele, etc. Ca să fii absolut sigur, poartă mănuși, fez și Adidas. În special Adidas. E pur și simplu o dovadă de bun simț să nu-ți ucizi victima în picioarele goale. La fel de folositor e să alegi un loc care conține deja mult ADN de la alții, cum ar fi o cafenea, un parc, un WC public, etc. În felul ăsta, chiar și dacă lași câteva urme, o să fie greu de găsit. Ca să te asiguri că nu vor exista urme de niciun fel, spală totul cu un înălbitor. Folosește veniș cu extract de pin, în felul ăsta o să miroasă frumos în urma ta. Pe locul 9, relația cu victima. Cele mai multe crime sunt comise de persoane apropiate de victime. Prieteni apropiați, soț, soție, iubită, iubit, familie, etc. Așa că nu-ți ucide soacra sau o să-ți sufle gaburi în ceapă la maxim 5 minute de la găsirea cadavrului. Dacă tot vorbim de crima perfectă, cel mai bine ar fi să nu ai nicio relație cu victima. Așa că alege pe cineva la nimereală. Preferabil un bulangiu care te-a enervat când stăteai la coadă sau la stop în trafic. Pe locul 8. Proximitate. Nu-ți ucide victima la tine acasă, altfel s-ar putea să te suspecteze poliția, un pic. De fapt, cel mai bine ar fi să o faci în alt oraș. Nu călători câteva ore înainte de crimă, nu vrei să fii obosit, nu călători prea departe, că te pot găsi ăștia prin biletele de avion sau rezervările pe care le-ai făcut, dar suficient de departe să nu locuiești în zona în care vor căuta băieții intens. Alege un loc unde sunt șanse minime să fii văzut și ai grijă să nu rămâi prin apropiere când începe investigația. Pe locul 7, cum o faci? Metoda de a ucide aleasă e foarte importantă. Nu e momentul să faci pe artistul și să fii prea original, altfel riști să-și dea ăștia seama că singurul geniu capabil de asemenea treabă ești chiar tu. Folosește obiecte casnice ușor de procurat de oricine, nu te gândi să folosești bombe, grenade, otravă sau alte arme la care au acces doar 2-3 oameni, rezistă să pui în practică toate cunoștințele tale avansate de luptă și, dacă se poate, fă-o într-un fel în care poliția să nu poată să excludă nici măcar o fetiță de grădiniță. Pe locul 6. Alte dovezi. Ține minte că nu ești Walter White, așa că nu încerca să dizolvi cadavrul într-un butoi. De fapt, cel mai bine lasă-l acolo, nu-l atinge, nu-l mișca din loc și mai ales nu-l lua cu tine niciun fel de amintire, nu ești nici Dexter. Nu uita să porți mănuși, ochelari, cască și să cureți totul cu atenție. Pe locul 5, momentul potrivit. Când comiți o crimă perfectă, e ca și cum îți faci singur un cadou. Cu toate astea, nu e bine să ucizi de ziua ta. Cel mai bun moment pentru crimă e de vreme dimineața pe la răsăritul soarelui, când încă mai doarme lumea. Ai grijă să nu porți niciun fel de îmbrăcăminte distinctivă în caz că te vede cineva când fugi de la locul faptei. Pe locul 4, cumpărături. Nu-ți cumpăra uneltele crimei de la magazinul din colț. Mergi la un supermarket din alt oraș, cumpără totul cu minim o lună înainte, plătește cash și distruge factura și garanția. N-ai nevoie de garanție, dacă se strică uneltea crimei o să ai probleme mult mai mari. Cumpără tot ce trebuie, nu folosi niciun obiect pe care l-ai deja prin casă. La final, distruge toate obiectele cât de repede poți. Pe locul 3, alibiul perfect. În seara dinaintea crimei, cazează-te undeva unde nu sunt camere de supraveghere. Caută un concert, festival sau spectacol și fă-ți o rezervare online folosindu-ți cardul de credit. Păstrează rezervarea sau biletele cumpărate ca să le poți arăta la un eventual interogatoriu. Nu cumpăra bilete la un spectacol despre care nu poți vorbi ulterior. De exemplu, nu spune că ai văzut cântece mongoleze din gât dacă nu știi ce salea și ce melodie au cântat. Pe locul 2. Fuga. Nu e indicat să-ți iei mașina când faci crime. Și nu e prea inteligent să iei autobuzul după ce ai ucis.
cel mai bun mod de transport e bicicleta. Nu tu numere de înmatriculare, nu tu martori, poți merge și oriunde cu ea, inclusiv pe teren accidentat, și e mult mai rapidă ca mersul pe jos. Și pe locul 1, investigația. Nu lăsa gaborii să te streseze cu trucuri psihologice, adică nu citi presa, nu te uita la televizor, cel puțin o lună după ce ai comis-o. Nu te da mare cu ce ai făcut, nu vorbi cu nimeni despre asta, dacă ești arestat, nu mărturisi nimic și pregătește-ți din timp povestea. A, și dacă îl vezi pe Scooby-Doo lângă tine, aruncă toate Scooby Snacks-urile pe jos și fugi cât poți de tare. Aproape nimeni nu scapă de javra aia. Întrebarea clipului e, după părerea voastră, cum arată crima perfectă? Lăsați răspunsul în rubrica de comentarii să ne inspirăm și noi. Nu uitați să vă abonați, să dați un like clipului ăsta și mai ales un share pe Facebook ca să se audă numele Zaia Fett peste tot pe internet.